Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Ne aflăm la unul dintre cele mai frumoase restaurante din București. Este vorba despre restaurant Regina, bineînțeles, alături de invitații noștri speciali. Așa că vă spun, bine ați venit voi la emisiunea Chef de Chef cu Lăutar și bine am venit eu la restaurant Regina! Bine ai venit, Cornelia, ești bine primită și ca să ne iei și interviu și să și dansezi totodată. Te așteptăm aici când vrei cu trupa ta. Octavian Francezu este un vechi prieten de-al meu, un foarte bun solist pe care eu l-am îndrăgit întotdeauna, am făcut multe petreceri împreună, de aceea de acum încolo vă invităm aici la restaurant Regina să facem petrecerile, nu acasă așa cum le făceam noi odată. Și vă asigur că aici o să fie o atmosferă plăcută pentru toată lumea și bineînțeles că avem surprize în fiecare săptămână, toți băieții, toți muzicanții care sunt în top vor trece pe aici, pe la restaurantul Regina. Am înțeles că patronul de aici are și un alt restaurant, club? Mai are jos Clubul Prințes, sus mai este un salon care o să înceapă, o să fie și un alt gen de muzică, deci aici vor fi mai multe genuri de muzică. Aici, la noi, unde cântăm manele și pe gustul la tineret, și bineînțeles, sus în cât de curând o să fie Paul Fantezie și cu Viorel de la Constanța și multe surprize. Mă rog, după ce am înțeles de la ei, din câte am înțeles, Ionică Minune, Fulgerică, mă rog, ei știu mai bine, sunt în măsură să vorbească ei despre treaba asta. Și ce să vă spun aici, să găsesc, deci cam 3 în 1. Club, manele, lăutărie. Super! Deci așa ceva chiar n-am văzut în București până acum. Da. Spuneți-ne ce meniuri sunt aici. Ce meniuri... O să vorbim mai târziu cu managerul de aici despre meniu. Vă spun, eu atâta pot să spun că vinul care îl bem noi, lăutarii, că cum știe toată lumea, că nouă ne place vinul foarte mult. Aici sunt vinuri de alea, 3 zile bem, când bem. Viorel poate să confirme. Deci, Octavian, tu te ocupi de manele, da? Ai formația ta cu băieții mei, la manele aici, la Regina. Și sus o să se numească tot Regina, Regina 2. Regina 1, Regina 2. Am înțeles. Deci... Regina lăutărească. Da. Sau altceva, stai că vreau să spun eu ceva. Ia spune. Ei doi, în lumea noastră, Paul și cu Viorel, sunt considerați regi. Și vor veni regii la Regina. Și atunci va veni și Regina dansului aici. Miria, normal. Se pare corect. Viorel, nu ne-am văzut de ceva timp. Da. Nu știu, ai avut foarte multe treburi, n-ai mai ajuns la emisiune, dar eu mă bucur din suflet că ești acum aici la restaurant Regina. Deci tu vei cânta lăutărie aici? Da, normal. Muzica care am cântat-o, de fapt, care am plecat de jos. Ceea ce ți-a plăcut ție cel mai mult, nu? Da, normal. Ai mai scos ceva piese noi? Că tu întotdeauna ai venit la emisiune cu piese noi. Normal, am împreună cu Paul Fantezie și un album nou care trebuie să-l scoatem. Am muncit cam tot anul la el. Și dintotdeauna avem pregătite. Da, și așteptăm proiectul cel mai principal, albumul, împreună cu Paul Fantezie. Eu cred că aici la restaurant Regina veți avea foarte mulți clienți, pentru că deci sunt cei mai buni soliști de la noi, și manele și muzică lăutărească, 3 în 1, exact. De la club până la lăutărie și manele. Cu șpriturile a confirmat vinul de aici, care... Octavian, exact. Avem cu bucătăria care poate să ne confirme Paul. Ia să vorbim un pic și cu domnul Paul Fantezie. Chiar te rog, poți să-i pui tu întrebarea și da. Microfonul? Da, de ce nu, da. Domnul Paul, ia spuneți-mi, cum este mâncarea aici la restaurant Regina? Ce pot să vă spun? În afară că e foarte bună, dar este o atmosferă frumoasă. Regina Cornelia, pot să spun. Regina dansului din România. Suntem ca o familie și ne înțelegem foarte bine între noi, mâncarea foarte bună. Deci aici este tot ceea ce avea nevoie cineva care avea poftă de o distracție. Dacă vrea manele, coboară mai jos, un etaj
când mai beam un pahar în plus, urcă sus la noi și... Și club. Și club, bineînțeles, și dacă vrea zăpăceală și frumusețe, cu Clubul Prințes, da. Altceva, ce pot să vă spun? Noi ne străduim să facem să se simtă bine oricine vine la noi și diferența nu se face, mai ales între noi, din punct de vedere muzical. Vorba lungă, sărăcea omului, veniți și vă convingeți. Da, e cel mai frumos. Asta e cel mai frumos lucru, să convingă care dorește să vină, să vadă cu adevărat. Eu aș vrea să-i dedicăm toate piesele din această seară, în primul rând patronului. Cum se numește? Sami. Deci pentru domnul Sami, îi urăm mult succes. Sunt convinsă că va fi full aici, nu numai în acest salon unde noi vom filma în această seară, dar v-am spus, au și un salon de nunți care este superb și cred că o să venim să facem și noi Crăciunul, Revelionul, poate când voi fi naștă să venim să sărbătorim aici, nu? Să ne distrăm. Sper că filme să vadă oamenii de acasă salonul de nunți, saloanele de nunți, să le vadă. Trebuie, neapărat. Da. Cred că o să vin și o să facem o filmare în fiecare salon. Câte o filmare în fiecare salon, nu? Da, cu cea mai mare plăcere, bineînțeles. Îți dai seama că plăcerea este de partea patronului, de fapt. Da. Octavian, îți mulțumesc din suflet că ne-ai recomandat ca noi să venim aici să filmăm. Noi să vă filmăm pe voi, pentru că voi sunteți prietenii mei cei mai buni, dar și foarte buni soliști, artiști, cu adevărat. Și... cred că odată vreau să cântăm cele mai frumoase melodii. Atât eu, Viorel de la Constanța și Paul Fantezie și bineînțeles mai vine Doru Armean, ca nu știu cine mai vine. Mai deci, sunt băieți. Mai sunt de venit, da? Da, da? Eu abia aștept să vă ascult, vă doresc mult succes și multă baftă patronului aici la Restaurant Regina.